La unde să faci școala de șofer și mă... Niciun. Niciun și ce niciun și îmbârligături, bă? Da, minci. Nu vreau, uite, nu vreau să povestesc, da. Că nu ai ce. Lasă, nu mai ai. Bine, bă, și după bă, aceea încep cu scandal și cu din da, ele. De ce te temi să s-o da. Tine? Da, sunt fraier. Nu mai are mă ce să vă povestească. Nu mai îmbătă. Ioan nu am. Femei nu mai ai, poate dacă nu bărbați, poate mai ai bărbați. Ai? Și cu bărbați am. Marimar de la Gherla, Coșciug de la Colibaș, care a făcut temniță, îl țineți minte pe Coșciug, de la Colibaș. Coșciug Adrian, Marimar, mai sugaciul ăla care era dintr-o zi, lună și an cu mine. Tu îți dai seama, așa auzi? Tot pop avea nume de familie. Cât l-am bătut pe arest? Acea zi, lună și an tu. Și-l chema și pop. Furtul era să anăți în gură. Mai era un guru ăla, am uitat cum îl cheamă pe ăla. Vreo 6 bărbați am bombardat. Ce mai mami, dacă era la pușcărie? Tu știi ce nasul e la pușcărie să... Nu-ți botul meu. Ce? Uite. Doamne, fete. În casă sunt. Păi, dar ești în casă. Păi, dar sunt halat, o văzut? Păi, ești în halat. O văzut oamenii ăștia ceva? Stai. Vino aici lângă mine. Stai, mă, să-mi stă, mă pun cum trebuie. Păi, dar unde-te, păi? Păi, da, mă, tii, mama! Stai acolo lângă tata. Am 10 ani, aveai o oră liberă. Păi, să nu ai ce povesti, deja încerc să mă gândesc. Nu tot căuta să ăsta. Vezi că de câteva vreme avem viață frumoasă. Da. Nu mai vreau ca să... fie ca și înainte. Acum m-am șmecherit. Nu mai povestesc ce am făcut unde am mers, că mie mi-a vrut o oră să ies. Da, m-am deșteptat. Nu mai, păi da... Salut, popor! Oricum, clipurile-s gata, făcute. Nu mai știu unde să le cauți un laptop. Mai cauți tu carul meu? Stai, că n-am mai intrat de mult. Stai să vezi când îți intru un laptop. Atâta. Dar nu mai ai ce să găsești. Da. Nu... Dacă caut, găsesc. Da, am învățat ăștia, era Viper, cu parolă, cu din alea, cu așa. De acolo îți apare, știu eu ce de alea, de Google. Mm.
Bandit Nelson, da, dar nu ți-o eu minte, săraca lume. Și încă ce ți-o? Dar nu se va mama. Așa că ți-e frică că te părăsesc. Să nu mi ajute Dumnezeu, bă, oameni, dacă mint. Dacă nu îi frică că o părăsesc. Ascultați ce vă spun. E frică că o părăsesc, vă dați seama. E frică că o părăsesc. Și astăzi când am dus veverița, așa au zis. Așa mă țup și pe mine, așa-i mă? Cum o țup pe ea? Păi cum așa mă scap? Fără nicio remușcare. Păi cum fără nicio remușcare dacă ăsta mă mușcă? Pe câte remușcări vrei să-mi facă? N-ai văzut nici. Și aici, acum, dacă apăs și fii atent că s-o cicatrizat. Dar dacă apăs tare pe deajă și la asta și la asta, mă dor. Mi-o băgat până în os. Uite, aici nici. Așa ne l-a făcut. O băgat dearele așa, bani, sus, plâns și hați! Au! Și n-am putut să mă scăp. Bine, că m-am scăpat. Așa l-am izdit acolo, bă, mi-ar caru că am un noroc cu ăla de întinzătorul de haine și cu fustanii, l-a picat între ele. Că de nu așa îl dădeam de părea ce ei să durjule costițele. Ce mi-ai bucurat să pui mâna pe lupa aia? Nu mai. Dar fii atentă că el singur a intrat în cușcă. Că a luat bota aia, lemnul ăla subțirii de acolo. Ce ai văzut, bota? Și-i dau. Bine tu. El singur a intrat în cușcă, la ce zici? Dar el știe tu, animalele știe cum face rău. Cum crezi? Uită-te, amul iară s-o pedalat un pic și bam, cu minte. O știut, o auzit când vorbeam cu oamenii, că dar acolo l-am pus. S-a mărut de nou, o înțeles. Toți gura amătii s-a spus, pedal, până când? Cas, cas, cas. Dar nu tu, că după ce mâine dau telefon la ăștia cu schela să văd că... Du-te mă cu schela ta cu dar nu mă pute da, de cap. Da, bine mă, dar îi dau drum pe geam să-mi ia. Da, nu. Da, cum nu? Pe nu țu aici asta! Nu mai țu aici. Pun schela pe părăti, te-a lipită de geam. Când deschizi geamul, direct la ușiță îl deschizi. Foc! Da, tu! Îi pun paie. O zis ăla, om, zice, bă, în paie, iar și la noi, în pod, în paie stă. Și de ce nu primit acolo, dacă pare? Dar o zis care vin, dar vin numai așa când fură nuci, se aprovizionează și pleacă. Înțelegi că o zis că scânii latră și le sperie din om, a? No, a, pe asta cine primește în familie din veveriță, în pădure? Da. La unde dau eu drumul? În timp de iarnă la Dede, la Elson. Din 5 șache de morți sunt deja. Bine, mă, Nelson, nu-i fraier. Stați, aș vrea să vă ies de n-ajunge la suma spusă de Nelson. 80! Iar o murit astăzi. O zis că unul pe Libia, unul nu știu pe unde. Dar nu-ți fac nimic, nu. Bine, lasă-mă acum, dă-mi pace. Nu te mă, nu prea știa, să uite și pe scritul, dacă vrei.
A, tu aștepți clipul? E, fraier Nelson. Da, nu mai am ce să povestești. Să mă rog cea mai scump dacă zic... Las că știu eu cum trebuie. Vrei să pun camera pe laptop acolo unde am clipurile? Să le arăt, dar tu te uiți tu după aceea și vezi. 112 clipuri mai am, că am dat drumul din ele. 112 clipuri. Palacă, bam, bam, bam. Și numai de ale grele. Povești, bum. Ce-i cu parașuta aia? Asta a murit. Uite-te. Dar câți ani are fata aia? Poftim. La 16 ani? Ai, 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 ai. Tu te mai visezi cu mine, mami? Da, câtă ziua nu te văd, mai trebuie să visezi și noaptea. Noaptea, noaptea, mi se stau, nu știi, da. Mai știi când mă prinde în brață? Du-te, mai, că povestești poșete, ce povestești acum? Nu mă zic. Ia-ți camera, du-te și povestește. Cum te băgai în pat lângă mine, mă? Da, mă băgam. Du-te, mă, și tot. Cu spatele, ce băgai în mine? Ce mici, nu? Duceam de-n pași, te mutai la spate, mă mușcai de urechi. Nu. A zis că n-are să povestească nimic. Hai să schimbăm stilul, ca la acum 10-15 ani. Nu, bun! Hai tu. Să ne comportăm ca atunci. Ții și comportă-te. Hai tu, mami. Nu, bine. Nimeni e numai din amintiri și deja nu e. Amintirile tale, poposetele, trebuie să amintești. Deja să vii... Hai că deja mă enervezi, nesimțitule. Hai tu, mami, să ne comportăm. Du-te, dă-le de pace. Uite, așa mi ia, mă faci tu să-mi iau iară liber, să iau calea de acum 2 ani. Uite, mă faci iarăși. Fii atentă. Că nu zici că nu ți-a spus. Bine. Dar-ți mă seama, bă, oamenii, bă. Câte cunoștințe am avut? 80% de la lobă, la școală. Eleve. Și cum am lăsat eu, bă, de ele, bă? Cum am lăsat eu de prostiile astea? Dacă m-au amenințat că s-o moră. Cine, mă? Tu. Eu, pe mine. Nu? Pe tine, eventual. Nu? Eu, pe mine, să mă mor. Bine. Să vedem. Pește, atunci când am fost la tine în casă, dimineața, știi tu, cu faza cu Liana, ce oră a fost? De pași, pești, că ești pus pe speaker și te filmează, pești! Te filmează, pește! Nu știu ce-ați dimineața.
7-8 dimineața. Ce-au scris în mesaje? Că zi adio de la mine, de la Lobo. Și să am grijă de copil. Ioi că sunteți pe mână amândoi. Auzi că suntem pe mână pești. O zis că suntem pe mână. Nu-l mai am. Nu-l mai am. Am fost disperat, am mers cu tine să o căutăm peste tot. Am găsit numărul lui Măsa în cartea de telefon, am găsit. Ce-o zis Măsa? La ce îmi faci? Da, mai la Flanco. La Flanco? Da, voi la el. Da? Da. Da, nu mai ies acum. Hai, da. Mă bine pe ești, ce-o? La ce să-l învăț? Ce să-l învăț? Că eu am zis, mie nu mi-a fost că te mori. Mie mi-a fost că găsește poliția mesajele la tine în telefon trimisă către mine și voi deveni coautor moral la sinucidere. Și am fost disperat că mă bagă în pușcărie fără să fac nimic. Chema și tați din gură. Păi dar cum, în cazul din ăsta, sigur. Dar eu, e bună să mă mor. Eu, păi dar așa ai scris acolo, trage măta. Du-te, lasă-mi. Și am sunat-o pe măta și am spus, doamnă, uite ce face fata ta. Da. Mi-o trimis amenințare că s-o moră și nu mai răspunde la telefon, poate o muri. Mi-o trimis mie mesaj și poliția zice că eu ăsta implicat. Zic, mă duc la pușcărie. O zis, lasă, că dacă merg la pușcărie, măcar acolo lucri și câștigi 400-500 de euro. N-am poftit. N-am poftit. Ai văzut? Băi, oamenii, băi, grea situația cu botul. Cu botul. Mă iubești botul meu? E frig, dar și n-avem nici 5 bani. Da. Ce putem să ne cumpărăm de la Friday? Ce e aia la reducere? Black and